Zeci de elevi din comuna Izvorul Bârzii au fost instruiți în cursul zilei de astăzi în domeniul situațiilor de urgență, a informat într-un comunicat de presă Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți. Activitățile de pregătire au fost organizate și desfășurate sub formă de prezentări, jocuri tematice și lecții deschise. În cadrul sesiunilor de instruire, elevii fiind familiarizați cu modul de utilizare a sistemului unic de urgență 112, cu măsurile de prevenire a incendiilor de natură electrică și a celor provocate de mijloacele de încălzire, respectiv cu modul de comportare adecvat în cazul producerii unui incendiu și a altor situații de urgență provocate de diferite tipuri de riscuri existente la nivelul județului. Astfel, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Izvorul Bârzii au fost instruiți în domeniul situațiilor de urgență. De asemenea, au fost prezentate campaniile de informare și educare preventivă a populației, specialiștii ISU Mehedinți distribuindu-le elevilor și profesorilor flyere, broșuri și pliante cu recomandări specifice, a transmis ISU printr-un comunicat de presă. Activitatea a fost organizată cu scopul creșterii gradului de conștientizare a populației asupra riscurilor existente, cât și a rezilienței populației în cadrul programului Școala Altfel.